La UNAM de la lansare 933 de tineri beneficiază de serviciile proiectului SICONET, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și care se desfășoară în parteneriat cu AJOFM Bihor. Un număr de 260 de tineri din cele două județe au fost cuprinși în cursurile de formare profesională în meserii ca manicurist, pedicurist, lucrător în comerț, brutar, patiser, producător produse făinoase, lucrător instalator pentru construcții, bucătar, lucrător comercial, cameristă, operator de mașină cu comandă numerică. Alți 248 de tineri niți au fost angajați, 121 de tineri au urmat cursurile de antreprenoriat, iar 14 tineri și-au deschis propria afacere. 350.000 de euro au fost alocați pentru cele 14 afaceri deschise de tineri.